Salve dudes și bine ați venit la un nou episod din Robin Hood Sherwood Builders. Da, mi-a luat ceva să învăț numele ăsta. Sherwood se numește satul în care suntem noi aici, așezarea mai exact, și suntem la misiunea de vânătoare. Trebuie să le prindem pe alții. Asta este cea mai faină misiune pe care puteam să o iau. O, snap boy. Trebuie să luăm cărniță. O să țin apăsat. Ei, ia să vedem, avem 0 din 95. Păi cum așa ceva? Nu se poate. Ia uite. E foarte interesant pentru că trebuie să dai mult în față, știi? Trebuie să anticipezi viteza căprioarei. Ia să vedem dacă putem să dăm puțin lumina. Eu am pus ecranul pe HDR, dar pe OBS văd că nu se vede chiar așa de bine. În sensul că se vede bine, dar nu se vede luminos. Așa, volumetric fog, o avem și pe asta. Depth of field, nu, niciodată. Și la advance, ia să vedem aici, astea nu știu ce sunt, reflection clouds, fireball, texture pulse, mă interesează mai luminos, dar se pare că nu avem. De obicei jocurile au un nivel ăsta de brightness, de luminozitate, pe care putem să-l folosim, dar se pare că nu și ăsta. Tot eu aici? Tot eu. Putem să semnăm, fii atent. Este? Stable mass. Cred că de aici putem să ne teleportăm. Fai de capul meu. Bă, dar ce animație. Băi, are o animație superbă când cade. Când cade e ceva frumos. Ia. Ia uite-o. Atât. Cred că asta este ultima, că am luat două până acum. Și luăm 5 dacă nu mă înșel. Apa nu, din 25. Ai impresia că din 15. Uite dimineața cum e. Oh my god. Arată genial. Mă duc un pic mai în față. Dar chiar băi și cu lanterna, mă. Hello. Ceva căprioară pe aici. Foarte tare, did. Foarte tare zona asta. Nu este foarte mare. Mi-am dat seama destul de repede că harta nu este foarte mare. Și are sens că este și optimizată bine, deci are, este cu logică. Sper să fie suficient de mare încât să ne ofere un gameplay destul de îndelungat, știi? Să sting lanterna, că am impresia că mă văd astea de la distanță, nu știu care e treaba. Gen căprioarele. Am auzit ceva căprioară pe aici. Pe dreapta, auto. Ce vorbim? Deci avem una fix la apă. La apă tra... What? Bro, am luat-o de la distanța peste dâmb. Yo! Ok, dacă asta nu merită un like, hai să recunoaștem ce-i de recunoscut. Dă-i cezaurului ce al cezaurului. Mulțumesc pentru like. Genial. Genial, e super satisfăcător. Hai că da, dacă ești pe cuvântul meu, am dat ca o cizmă. Luați-vă like-ul înapoi, dați dislike. La ce s-a întâmplat adineori este rușinos. L-am luat din nou? M-am luat like-ul din nou? Bă, dar sunt multe, mă! Hai, mă! Puțin dubios că trebuie să-ți stai cu mouse-ul fix pe obiectul pe care îl iei și de obicei este la picioarele tale. E așa, mai ciudățel. Ia. Poilo! Oh my god! Bro, cum s-a întâmplat acest lucru? Bro, cum s-a întâmplat asta? Cum este? Deliver the meat to the warehouse. Stai mă, că mai au și pentru mine. Vreau să gătesc și eu un pic. Stai că mai auzisem una pe aici. Ia uite-o. Gata, am luat-o și pe asta. E greu de explicat cum funcționează. Pentru că... Nu este mișto și asta cu... Două am mai luat aici. Bro! Și acum când sunt, de exemplu, am 4 de-astea, fac asta. Sunt lângă, țin apăsat E și le-am luat pe toate. Și în față mi se pare că avem ceva ce trece. Ia stai să mă uit. Pe drumul ăsta trecea o caleașcă. Da, vreau și pentru mine niște carne, vreau să gătesc.
Aici avem o așezare, dar nu știu dacă-s răutăcioși ăștia sau nu. Măi! Măi! Sunteți răutăcioși? Cred că e unul... ăla cu sabia. Mă, dacă ăsta e paza... Bă, ăștia-ți dai e-mail, mă, eu cu ăștia trebuie să vorbesc. Hello, scuze. Funny. I see you're planning a crusade. După aia, tati, după aia, acum facem altă treabă. Don't mess with the mercenaries. Blablim, blablim. Hai să mergem. Stai așa că trebuie să livrez niște cărniță, bă. Mă duc și eu la misiunea mea și pe aia revin pe la voi, băieți. Tot la tac trebuie să mă duc. Dar cred că în partea asta, nu? Da, hai că e bine, am luat-o bine. În partea asta este. Și ușor, ușor răsare și soarele. Chestia e că, pont, dacă dați să dormiți, evident că trebuie să dai, dormi, să dai să dormi, alegeți după aia să vă treziți la miezul zilei, adică la ora 12, când soarele este deasupra și aveți lumină în pădure, pentru că așa trebuie să mergi cu lanterna după tine cam tot timpul. Este o atmosferă, într-adevăr, și de dimineață, dar, nu știu, mie mi se pare că, într-adevăr, culorile prind viața atunci când este zi. Și avem lumina mai aprinsă o leacă. Asta este un pod? Yo, ăsta nu era înainte. Ăsta s-a construit recent, my dude. Foarte tare! Să avem și lucruri care se schimbă. Da, pentru că și eu pot să construiesc lucruri pe aici. Bun, asta este harta. Mă duc la tac acum. La tuc. Și după aia poate mai construim și lucruri. Oricum o să ne pună în jocul când să construim. Oh, what the fuck? Am ieșit din sat. Trebuie să învăț satul ăsta. E un pic de busolan, trebuie să recunosc. Pentru că nu este format doar din cărări și case, ci avem și voi, râuri și așa mai departe. How is that roast you promised? Ah, delivered the meat to the warehouse. Păi stai să văd care Dumnezeu este warehouse-ul. Ăsta? Ar trebui să-mi scrie pe sus. Aha! Nice. Deci avem 10, 20. Nu pot să împart? Ba, da, pot. Pot să iau bucățele, fii atent. Și asta este două hide. Ah, ba nu, asta e hide. Oh my god. Oh my god. Uite aici 25 și dăm și niște hide la mine pentru că poate o să-mi trebuiască. Mâncare nu mai am. Pine raisin, lard, iar o balm, stone, barley bread. Trebuie să mânc o leacă pentru că mor. Avem pe roșu, dacă uitați acolo, e până și preleana. Gata, am mâncat și ceva în sfârșit. Vreau să gătesc. Am luat la mine niște carne. Ia să vedem dacă mă lasă fata asta să gătesc și eu aici. Opa! Ok, boy! Dă mult, dă mult. Dă-mi așa. Ce-mi trebuie? Salt? Păi am salt. E barley flour. Păi de la fel, mă. Ce ai, mă? Ce ai, mă? Unde găsesc, mă, saltul ăsta? A staple condiment of many dishes adds flavor and protects food from spoiling. Păi eu te cremă, tată, mă, dar cum putem să facem noi treaba asta? Hai să vorbim și cu Tac. Și după aia mă bag la găteală. Gata, mă, te-a rezolvat, nu te mai panica în halul ăsta. Așa, find the mercenary's payment 01, give the mercenary's payment to Raven. Ok, trebuie să la mercenari și să le luăm plata. Aici nu mai avem și altceva? Nu mai avem. Dar găsim eu, bă, la un moment dat... În ceva, dar nu mai știu în ce. Asta ce este? 5 combat style? Nu, 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 nu. Combat style-ul rămâne așa. La mine în casă, ia stai un pic. Ia să merge un pic la mine în casă aici, pentru că eu aveam niște sare, cred. Oh, am. Am, dude, beer. Ok, I will drink it. Dar înainte de asta vreau să-mi gătesc. Nu pot să fiu un Robin Hood pe stomacul gol. O dăm pe asta. Trei putem să facem. Ok. Și acum am și o mâncare. Nu mai stăm cu foamea în glandă. Putem să ne bătălim, putem să tragem cu arcul fără să ne tremură mâna. Știi ce zic? Mâncarea asta, avem aici pulpițele pe 5. Mâncă. Așa. Încă una. Fuck yeah. Let's go. Niște apă. Nu strică.
Înainte să începem, n-am decât o sticlă, deci 4 și bem, ia. Eu mă așteptam să beau și direct, mă, dar nu mă lasă să beau direct, vezi? Lasă așa, lasă așa că e bine așa. Mai avem săgeți? Înainte să mă duc la mercenari, vreau să văd acum avem săgeți. 89, dar cred că o mare parte din bătălie se va petrece cu sabia, nici de cum cu arcul. Deși eu sunt Robin fucking Hood, man. Let's go. What? Ăla e un schelet? Bro. Fuck me. Da, nu știu dacă îmi place asta. I'm out. Let's go. Am plecat de acolo. Mm-hmm. Bun, acum suntem cu de toate. Nice. Avem și slow motion. Fii atent, deci trebuie să intre cu slow motion. Puuu. Și după aia punem. Piuu. Aha, bun, am învățat, am învățat. Și Hunter Vision funcționează doar pentru animăluțe, se pare. Sarea. Mare atenție, când vedem sare. Ai prins-o? Ne trebuie, ce vrei? Când ne trebuie, facem DR-acul în 4 și facem rost de ele. Find the mercenary's payment. Ok, a roof of everyone's head, asta este main-ul. Don't main, asta e side quest-ul, primul nostru side quest, se pare. While traversing Barnsdale, I encountered the thief mercenaries under the command of a man named Raven. They were cheated by the king, who refused them their pay, so now they're planning to take back what they're owed from a local outpost. Despite all the circumstances of who they are, I still think it'll be right to help these men. Aha. So, ei sunt mercenari și trebuie să-i ajutăm să-și ia plata pe care regele o datora lor. Dar nu pot să nu mă afund în această mină. Fuck is this? Este închisă cu un mecanism. Ok, lucrurile devin mult mai interesante în jocul ăsta decât credeam. Din nou, hai la mercenari. Primul nostru side quest. Opa. Căprioare peste căprioare, nu? Sunt de asemenea curios ce poți să faci din pielea căprioarelor. Pentru că cu siguranță putem să facem. Hello, I'm here, I arrived. Let's go. Where are we going? Raven. Robin in a hood. I haven't found any. Așa. Find the message payment. Deci în partea asta. Bun. Royal Soldiers Camp. Reputation not gain, enemies in camp. Sons of Adam Camp. Băi, eu cred că aici la Royal. Cred că trebuie să mă duc. Available quest. Royal Warehouse. Normal suite de mercenaries. Aici trebuie, frate, să mă duc. Ok. Hai să punem aici un waypoint. Ca să îl avem pe hartă, să știu în ce direcție mă duc. Deci nu mă duceam pe campul ăla unde credeam că trebuie să mă duc. Mă băteleam cu ea degeaba, bă. Dar abia aștept să mai bătălesc un pic pentru că combatul din jocul ăsta e foarte, cum să zic eu, mă, e foarte maleabil, foarte flexibil. E mișto, îmi place. Se simte bine, o, se simte bine când te lupți cu ei. Nu știu cum să explic mai mult. Animațiile sunt foarte flexibile, e interesant. Și da, harta într-adevăr este micuțică. O să-mi iau asta de aici. Este micuțică în sensul că, like, uite cât de repede am ajuns până la pod, știi, și pe hartă părea la o, chiar la o distanță măricică. Deci, avem campul pe care cred că îl văd în partea... Ah, ba nu, ăsta e Royal Soldiers Camp și noi trebuie să mergem în dreapta la Warehouse. Hai mă, soare, mă, răsar, mă, că vreau să-ți văd razele printre copacii ăștia, fine. Let's go, let's do it. Stau numai pentru întuneric, fii atent. Royal Warehouse, da? S-a schimbat muzica. Fuck me, dude! Deci, pe unul avem sabia, pe al doilea... Hai să vedem dacă putem să mai facem săgețele. Eu. Nu mai putem. Trebuie să dau jos un ăsta. O să dau jos un copac să mai fac niște săgeți. Eu mă simt bine cu multe săgeți, bine? Nu... Like, nu vreau să am emoții. Vreau să... Pot să fac față indiferent de numărul de mercenari pe care eu îl văd. Mă rog, alți mercenari, că noi ajutăm unii dintre ei. Cine m-a apăsat? Nice. Îmi place mult asta cu ție apăsat și ți-a tot de jos. Uai de capul meu, uite că 200, gata. Ia. Ia să-i tati. Deci trebuie să intru înăuntru. Uite unul acolo, vezi? Mă ascund aici.
Iau. Iau. Mamă, 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 mamă. Mamă, 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 sunt prea mulți. Fugi, Mihăiță. Event Royal Convoy. Ambericariciu. Sunt prins la mijloc, fraților. Erați voi ai naibii lui. Boală, dracu. Direct pe pifometrie am dat, mă, și degeaba. Unul e dus. Ce, mă? Uite al naibii lui, vezi? Vezi? Invincible! Când vreodată? Care fugiți, mă, firața ai naibii lui? Da, mă, deci... Uai de mine! Ok. Ok. Bă, dar de ce nu dă ăsta? Left, alt. A, când dă cu spatele, nu dă. O sugi. Mamă, ce mi-a luat-o. Fugi, Mihai, fugi, că nu e de tine aici. Robin Hood, bici, sacă. Mai luăm un pic de la distanță, fraților, că ăștia sunt prăpăt cu mine. La la, band. Oh my god, lasă-mă în pace. Ce răutăcios, bă. Uite acolo la joale. Gata, încă unul. Păi tu cu d-astea vii, mă. Bun, încă unul. Hai să luăm pe ăsta cu sabia. O sugi, că m-a apărat. O sugi. O zic și eu așa, mă, nu vorbesc serios. Hai să le luăm ăstora banii. Poate cine știe, le iau și la mercenari răsplata. O să mă duc înăuntru. Se pare că mi-ai, nu știu, mi-a început acolo ceva misiune Royal Convoy. Probabil trebuie să mă duc și pe acolo. Momentan o să stau o leacă pe aici. Să mai avem ceva de luat, nu mai avem nică de luat. Ia zi, tati. Deci, care ești, mă, pe aici? Zi, mă, bă, cum, că sunt acum pe val. Vă termen. Ceva pe aici? Ăștia construiesc. Se pare că dau cu Dalta. Opa. Mă, șobolane, mă. Care, mai cineva înăuntru? Că dau și în voi, dar nu vă vedeți. Am luat șobolanul cu aici, nebun. Care ești, mă, aici? Bă, cum, să-mi... Știi ce zic? Mamă, cât de tare, dude, am luat mâncare, oh my god, cașcaval, mă, ce-și mânca acum niște cașcaval cu pâine, așa un sandwich de ăla, așa brânză de aia cu pâine, așa un... Băi, când eram copil, plecam la fotbal, știi, în fața blocului, mamă, știu, la prânz la astea, băgam un sandwich de ăla de brânză, băi, ceva... Mirobol. Iute al dracului, n-am știut acest lucru. Sau că pot să dau și eu așa. Uite cu aici, nebo. Bă, l-am luat, mă. L-a luat. Mamă, și pâine de așa nesimțită, pentru că aveam unde am crescut eu. Aveam fabrica de pâine în apropiere și, bă, rupeam. Deci pâine de aia caldă, de aia dezvenea să faci ca indianul când mâncai, știi? Ceva frumos, mă. Oh, frumos, frumos. Ce e ăsta? Ăsta e pământul? Nu, ăsta e yarrow. Nu știu exact ce înseamnă yarrow ăsta. Dar ia să vedem pe aici, că mie cam îmi place. Oh, take all, bitch. Let's go. Îi, îi fur un pic, bă, băieții ăștia. Can be picked? Yeah. Înseamnă că trebuie ceva kit de lockpicked. Locksmith, ceva genul. Mecanism. Păi și cum fac, mă, tati? Bănuiesc că nu așa, nu? Aha, și pe acolo sărim. Mă, ce interesant.
Op, mai era ceva aici în față. Asta? Asta e plata? Nope. Nope. Unde este plata vieții? Asta să vedem dacă mi-o arată aici. Mm-mm. Ba da, mi-o arată, este în față. Păi vezi? Este în față, în clădirea aia, cred. Este să mă uit eu. Aici este. Salt? Salt! Fuck you! Lard, the grease melted from oil used by cooks and alchemists alike. Astea îmi trebuie. Skid board îmi trebuie. Cowl universul ăsta nu îmi trebuie. Something you want to wrap around your neck. Nu că am, adică chiar nu-mi trebuie. Dăm saltul ca să mă interesează pe noi și avem eel pe care am să-l iau să-l mănânc chiar acum. Așa. Ia să vedem. Se pare că în față cumva e. În față unde mă mâncava și... O fi în asta? Nu. Sunt fix pe acolo. Știi ce zic? Gen, pare, uite-te și tu, pare că sunt... Ah, voi nu cred că... Ba da, uite, vedeți aici foarte bine la webcam-ul meu, cu alea așa. Deci sunt fix pe punct. Mi-arată cumva că poate în stânga. Aici. Păi da, dar nu pot să-l picuez, vezi? Înseamnă că, cu părere de rău, nu pot să-l fac acum. În asta este sigur. Dar nu înțeleg cum am putea să-l facem. Help nu am ca să pot să-mi dau seama. Și aici avem așa. Așa, trebuie să găsim asta, dar nu pot să-i dau nici cancel, vezi? Pretty, pretty bad. Puteți să o punem principală pe asta? Da, you're tracking this quest. Ok, hai să mergem la asta principală. Deci se pare că asta secundară nu cred că trebuia făcută fix acum până nu termin eu de făcut principalele tip tutorial. Cred. Nu știu, pe mine așa mă duce cu gândul, știi? Hai să mergem la principale totuși. Asta pare răutăcios? Da. E clar. Răutăcios. Șchiopătă deja. Oh, s-a ferit. Hai una la cap. S-a ferit la cap. De-am dat-o la... Nu știu, uite-te cum șchiopătă că-i dau la picior. Ce nivel frumos de realism. Hai, încă una. Hai mă, nu faci și tu un tetanos rapid acolo. Ce ne simt porc, bă. Hai să mergem. Deci avem așa, pine in storage, a roof of everyone's head. Trebuie să mai facem, ne mai putem să facem de-astea. Vreau și o chestie mai interesante. Este un pic. Stai un pic, cred că putem apela la ceva mai interesant. Dacă mă duc pe aici, aveam noi ăla royalul, gen... Transportul royal. Și aici? Transportul royal se pare că a trecut, nu? Ba, nu știu unde am adus, dar e interesant să fac. Mai văd oameni pe aici și am un camp în față. Ăștia clar nu sunt cei care m-au angajat pe mine. Ia să-i nimicim și pe ăștia de viață. Mamă, ăsta vine croit. Mă, ce se... Ce se feresc? Mă concentrez pe 1. Pentru că dacă dau un 2... Gata, gata. Ce faci tot? O suși. M-am ferit, bitch. M-am ferit, motherfucker. M-am ferit și acum tu ești al meu. Te iau. Gata, m-am ferit din nou, bici. Păi, fool me once, but not fool me twice. Ăsta a uitat că eu am shark, știi? Gata, încă una. Headshot, bici. Îl văd. Oh, motherfucker, asta a durut. Au, mamă, mamă.
mă lupt cu unul ca mine. Bă, ești prost. Ui de capurile mele. Păi ce a fost asta, tată? Oh my god. Hai să-i răduim și pe ăștia. Me gusta. Hopa. Ce-i punctul ăsta aici? Vasis Das. Royal Soldiers Camp. Putem să o luăm pe asta? Nu prea. Trebuie să le dau jos oare pe astea. Nu știu care e semnificația acestor pocaluri. Inventory full. Stai un pic. Mai lăsăm jos. Israel seems to work at first, however, after you can feel that it brings relief and heals a bit of health. Repair tools îmi trebuie, dar putem să punem aici. Putem să mangerim o leacă. Și acum am făcut un pic de spațiu. Așa, pe aici, aici să vedem ce mai avem. Ceapă? Is this... e garlic, e usturoi. Și aici? Prea mișto. Hai să mai punem lucruri. O să pun grăsimea aici. O să punem și pietrele pentru că nu am nevoie de ele. Și luăm sfoara pentru că cred eu că e mai importantă o leacă. Nice. Royal convoy. Kill the enemies and stop the convoy. Asta vom face. Mamă, sunt trei. Sunt trei dudes. Direct pe ochian. Asta Kelo e al dracu. Nu te apropia. Ai încă una aici? La băiatul ăsta? Am băgat un headshot. Asta e un pic mai armurat. Hai să-l facem din sabie pe băiatul ăsta. M-a luat. Tu-ți gura mamii tale. Bitch. Șahmat. Dă banii încoace. I-am luat, mă? Aproape s-a stricat arcul meu. Fugi, tati, fugi, să luăm pe băiatul ăsta. Cum s-o opresc, mă, convoiul, că nu știu. Da, baby. Let's go. Vai cât de tare. Fuck yeah. Nice. Păi, n-aveam storage-ul full? Cât de tare, cât de tare. Nice. Avem și special items, dar nu avem nimic la special items. Salmon, dă-l încoace. Se pare că putem să le punem pe toate pe aici, văd. Punem și pe al doilea și am eliberat o leacă pe aici, știi? Se pare că nu pot... astea sunt stolen goods from Barnsdale. Yeah. Cred că reed the plant. Nu, astea sunt mid... Astea sunt. They can be exchanged for reputation with the steward or sold at a local vendor. Super tare! Băi, cât de tare a fost chestia asta. Love it! Mă uit pe jos să mai fi căzut ceva, știi, că nu, you never know. Foarte mișto, fraților, noi ne vedem în episodul următor. Sper să vă placă acest joc pentru că a început să-mi placă foarte mult. Salutare, pa, pa! Mr. Sexy Smile, looking for to see you, I hope I'll lose control.